Bună din nou! Ne aflăm în bucătăria mea. Astăzi vă arăt cum fac o rețetă super, super rapidă, ușoară. Am postat o fotografie cu acest fel de mâncare zilele trecute și am primit foarte, foarte multe mesaje să și filmez această rețetă, și anume spaghete din dovlecei cu creveți. Avem nevoie de dovlecei, creveți, roșii cherry, usturoi, sare, piper, busuioc după gust, cum vă place, o bucățică de unt de 82% grăsime și cam atât. Așa că se face foarte, foarte repede. Eu am curățat deja creveții, am cumpărat întregi, am curățat. Mă apuc acum, pur și simplu am spălat legumele, le pregătesc, mă apuc să fac spaghetele din dovlecei pentru că creveții se fac super rapid și atunci mâncarea este repede, repede, repede. Și să ne apucăm de treabă. Mă apuc să fac spaghetele din dovlecel. Foarte simplu, cu ajutorul unei astfel de răzătoare. Nu aveți altceva de făcut decât să rotiți pur și simplu dovlecelul. Ia uitați-vă ce frumos se fac. Deci, pur și simplu, simplu și rapid. Am pus 50 de grame de unt în wok. Dau drumul la creveți. Știți că ei se gătesc foarte, foarte, foarte repede. Pur și simplu am grijă să-i las să înrozească. Creveții sunt aproape gata, așa că voi adăuga usturoiul pe care l-am pisat înainte. Mie îmi place așa cu mai mult usturoi, mai românește așa. Îl mai las fix un minut și adaug roșiile cherry, încă un minut și totul e gata. Adaug roșiile cherry, le-am tăiat, le-am spălat, le-am tăiat în două și acum pur și simplu un minut le mai las în wok. Eu amestec în continuu pentru că nu-mi place să mi se ardă într-un loc și să nu se facă în alt loc. În loc știți că se fac toate foarte, foarte repede, așa că pur și simplu un minuțel mai învârt în aici. Mă apuc să montez farfuriile, ați văzut, rapid s-au făcut. Ia uitați, spaghetele mele din dovlecel arată perfect. Așa că nu-mi rămâne decât să pun creveții și să le urnăm apoi cu puțin busuioc, roșioare și totul e gata. Cina este gata, sper că v-a plăcut rețeta, ușoară, sănătoasă, rapidă. Aștept să văd și creațiile voastre, să mă tăguiți în fotografiile în care încercați și voi această rețetă. Chiar sunt curioasă să văd dacă vă place sau nu. Cam atât pentru astăzi, ca de obicei, vă doresc să fiți sănătoase, frumoase și să zâmbiți tot timpul. V-am pupat, pa, pa!